Horoscop zilnic 21 august. Berbec. Ideile vă sunt prea profunde pentru cei cu care vă întâlniți. Adaptați mesajul și conversația. Folosiți sala de sport de la locul de muncă sau faceți curte represe de exerciții improvizate la intervale regulate. Sunteți calm, eficient și dacă mediul de muncă este ordonat, vă desfășurați optim activitatea. Taur. Nu prea reușiți să comutați de la sistemul de valori la principiile interlocutorului. Nu judecați prea aspru. Odihna adecvată și perioada de recuperare sunt avantajoase pentru productivitatea personală. Dezvoltați un plan sistematic al bugetului, puneți pe hârtie sumele și apoi luați măsuri. Gemeni. Ieșiți cu prietenii la o terasă, cu mâncăruri alese și oferiți-vă momente de relaxare după muncă. Apelați la servicii medicale alternative. Primiți oferte cam incompatibile cu stilul vostru. Nu le ignorați. Analizați și nu dați răspuns final la prima impresie. Rac. Faceți un efort. Nevoile partenerului trebuie puse pe primul loc. Nu lăsați munca să devină o scuză. Faceți exerciții de respirație. Nu uitați de hidratare. Lucrurile simple sunt acum cele mai greu de realizat. Sunteți foarte creativi și productivi, dar creativitatea aduce și idei multiple de cheltuială. Găsiți imediat loc la bani. Leu. Ieșiți în locuri unde nu ați mai fost. Vizitați locații alese de cei din anturaj, fără să vă enervați de peripeții. Vă luptați să păstrați rutina până vă epuizați și vă lăsați învălui de libertatea de a trăi clipa. Renunțați la control. Investiți în tehnologie. Unele aplicații vă eficientizează costul de timp și vă fac mai productiv la muncă. Fecioară. Sunteți flexibil, vă adaptați la conversații indiferent de subiect. Ceilalți vor să vă stea cât mai mult în apropiere. Dacă nu vă place tipul de sport indicat, nu vor apărea rezultate. Alegeți varianta secundară, dar pe gustul vostru. Faceți un buget care să vă indice necesarul de lucruri pentru cămin în viziunea proprie. Balanță. Relațiile bazate pe aparențe, fie fizice, fie de statut social, nu au potențial. Căutați esența în interacțiuni. Vă pasionează medicina alternativă. Sunteți dispus să încercați unele remedii. Cereți opinii de la cei din jur. Scurtăturile sunt de evitat. Faceți treabă corect, complex și integral pentru că ceilalți să se bazeze pe voi. Scorpion. Devin prioritare relațiile de la locul de muncă și vă gândiți cum să găsiți moduri de a vă integra mai armonios. Orice lucru mărunt devine sursă de stres dacă permiteți să apară îngrijorarea permanentă. Evaluați dacă banii sunt în măsura muncii și luați în calcul o renegociere de salariu. Săgetător. Primiți semnale despre adevărata față a persoanelor pe care le aveți lângă voi. Sunteți norocos că aveți măcar un prieten adevărat. Motivația interioară e cea care determină starea de bine. Gândurile schimbă dispoziția și starea. Cereți să discutați cu superiorii pentru a lămuri unele detalii lăsate la voia întâmplării și a urma instrucțiunile. Capricorn. Apar pe tapet discuții cu partenerul, legate de intimitate și de cât de implicit e fiecare în relație. Fiți diplomați. Indiferent că e durere de la sport sau de la o afecțiune apărută din senin, este intensă. Evitați supra-solicitarea. Plătiți taxele, impozitele și datoriile. Nu lăsați pentru următorul salariu. Banii trebuie să circule. Vărsător. Fiecare vă blamează sau vă laudă în funcție de interesul personal. Conștientizați și vedeți cum să ieșiți câștigător. Vă simțiți stăpân pe propria viață, știți că aveți putere psihică și vă influențați stările fizice. Aveți nevoie de bani, încercați la jocuri de noroc, dar stabiliți un buget limită și respectați-l. Pești. Citiți printre rânduri și organizați acțiuni care să fie preferatele prietenilor. Vă vor fi recunoscători. Acceptați o clinică specializată în hidrocolonoterapie și informați-vă despre prețuri. Nu vă lăsați tentat de oferte apărute din senin care promit multe.